l-am așezat în centru. El reprezintă pe Comitele Suprem al Maramureșului Iosif Mann, deși eu, care la 13 decembrie 1860 propune crearea Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș și apoi care la rândul ei va crea acele instituții atât de importante pentru trezirea conștiinței naționale, pentru lupta care se va deschide în vederea a ceea ce s-a întâmplat mult mai târziu, poate foarte târziu, la 1 decembrie 1918. Era unul dintre exponenții vechii și nobile familii Mande și eu, din și eu de pe Valea Lizei, o personalitate remarcabilă și care, iată, s-a impus să ajungă pe poziția numărul 1 în cel de-al treilea comitat ca mărime și importanță a fostului imperiu. Știți, ați învățat la istorie, comiții erau numiți, așa precum prefecții sunt numiți de guvern. Vicecomiții, ceea ce în structurile actuale ale puterii ar însemna președinții consiliilor județene, erau aleși. Pentru că erau numiți, în general, toți comiții Maramureșului au fost străini de neam românesc. Majoritatea au fost de origine germanică. Dar au fost și maghiari și de alte origini. Dar vicecomiții, aproape toți, au fost români. Fiindcă au fost propulsați în funcțiile respective de cine? De vechile familii nobile românești din Maramureș, care erau majoritari. Primul caz de comite român, Comite Suprem, a fost Iosif Mann. Am încercat să fac o trimitere spre președintele actual al județului, care nu e din Maramureș istoric, să-l stârnesc un pic, să încerce să privească și înspre această zonă a județului, pe care, din păcate, Baia Mare și în zilele noastre o privează de drepturile istorice și nu numai, dar nu mi-a reușit încă, dar sper că o să reușesc.